Binecuvântat este omul care se teme de Domnul, ne spune Biblia. Și acest verset nu ne spune că trebuie să trăim în frică. Din contră, binecuvântarea lui Dumnezeu curge atunci când tu îți aliniezi viața după principiile lui Dumnezeu. Despre ce înseamnă să fii binecuvântat ne vorbește pastorul Nick Decean în materialul următor. Cred că binecuvântarea este, ca și om al lui Dumnezeu, cred că binecuvântarea este legată de a trăi după principiile cuvântului lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu, binecuvântat este omul care se teme de Domnul. Așa că atunci când nu neapărat te temi de frică, dar îl onorezi, îl respecti, îl iubești pe Dumnezeu și trăiești după principiile cuvântului Său, Dumnezeu promite în cuvântul Lui că va binecuvânta viața acelui om. Și eu consider că această binecuvântare este o binecuvântare nu neapărat numai generală, dar în viața ta ca și bărbat, ca și soț, ca și tată, apoi binecuvântarea vine peste, dacă bărbatul este binecuvântat, vine peste nevastă, peste copii, peste casă, în biserica unde slujești, chiar în afacerea pe care o ai. Binecuvântarea lui Dumnezeu curge pentru că tu ți-ai alinat viața după principiile cuvântului lui Dumnezeu și ai ales să trăiești și să iei niște decizii care îl onorează pe Dumnezeu. Deci noi am crescut ca și copii, eu sunt numărul 8 dintr-o familie cu 10 copii. Tata ne-a lăsat o moștenire, o binecuvântare nouă. În primul rând, binecuvântarea asta spirituală, prin faptul că ne-a dus la casa lui Dumnezeu, ne-a învățat cuvântul lui, ne-a învățat să lăudăm, să ne închinăm lui Dumnezeu, să ne rugăm, să-L iubim pe Dumnezeu cu inima, cu trupul, cu sufletul nostru. Și nu m-am gândit niciodată că o să ajungem aici. Noi veneam la Nojlac, care e o comună înainte de Valea Căptelanului, veneam la Nojlac pentru că aveam o bucată de pământ pe care o lucram. O săpam și culegeam porum în fiecare an. Aia a fost binecuvântare materială, Dumnezeu ne-a binecuvântat felul ăsta. Dar cu timpul, după ce părinții noștri au plecat, Dumnezeu ne-a dat Casa Tâmplarului, biserica pe care El și-o zidește, și apoi am găsit această proprietate aici, pe Valea Căptelanului, și am luat-o la bani foarte puțini, pentru că, din nou, Dumnezeu ne-a deschis niște uși și am investit aici, în această proprietate. Pentru că Dumnezeu a binecuvântat biserica prin ascultarea noastră de El și prin faptul că am urmat principiile cuvântului lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a dat această proprietate și ne-a dat o viziune să, nu neapărat doar pentru biserică, pentru bărbați, pentru copii, pentru tineret, ca să fie un loc unde oamenii poate să-L întâlnească pe Dumnezeu. Să aibă acel moment în care să se închine lui Dumnezeu, dar în același timp să se conecteze cu ceilalți credincioși și să fie cumva impactați de ceea ce Dumnezeu face în generația asta. Pentru noi e o bucurie imensă, imensă, că Dumnezeu este Cel care, neapărat că am avut noi afaceri sau am avut bani sau o curs totul așa de la... Nu, Dumnezeu a binecuvântat. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Casa Tâmplarului, ne-a binecuvântat cu oameni care din puținul lor, din zeciuielile lor, din tărniciile lor, au dăruit. Și-au dăruit din timpul lor, au dăruit din munca lor, din energia lor și au pus umăr la umăr ca să vedem proprietatea asta dezvoltată și să, mai mult decât atât, să o folosim pentru a face diferite evenimente, dar și chiar duminică, ca să ne întâlnim peste vară aici împreună cu toată biserica. Și noi considerăm asta o binecuvântare de la Dumnezeu. Nu e ceva ce am creat noi și am făcut noi prin propriile noastre puteri. E Dumnezeu Cel care ne-a deschis drumurile.